la Europa FM. 15 și 29 de minute, mă gândeam că nu avem nevoie de niciun fel de introducere, intro pentru ceea ce urmează să povestești. La Europa FM zilele astea, toate orele încep cu piesă de dragoste, știi o stare din asta? Și acum a venit realitatea, se numește Cătălin Stribla, bine ai venit în studio. Salutare, nimic de dragoste. Da. E vorba de Republica Moldova. Și... Trebuie să povestim după declarațiile din această dimineață ale președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Maia Sandu spune că există posibilitatea sau că se încearcă răsturnarea puterii democratice de la Chișinău de către Moscova și că acolo ar putea avea loc evenimente legate de chestiunea asta. Maia Sandu vorbește de existența unui plan care să ducă la răsturnarea guvernului și care ar trebui început sub forma unor manifestații pașnice, dar de fapt între acei manifestanți pașnici s-ar ascunde oameni, inclusiv foști veterani din diverse războaie, dispuși să răstoarne puterea de la Chișinău. Toate astea s-ar putea pune la în scenă cu ajutorul oligarhilor moldoveni care sunt fugiți din țară, Plahotniuc sau Șor, care sunt în diverse state ale lumii și care de fapt ar trebui arestați pentru ceea ce au făcut ei în ultimii ani în Republica Moldova înainte de fuga lor. Și de asta la Chișinău ar putea urma o perioadă de tulburări, să-i spunem doar așa. Îngrijorătoare și pentru noi. Îngrijorătoare și pentru noi din ce perspectivă? Că dacă acest guvern democratic pică, un guvern care avem relații normale sau cooperăm într-o perspectivă europeană și este înlocuit de o forță pro-rusă, provocările dintre România și sau la adresa României de aici vor începe și vor fi din ce în ce mai temeinice. Plus că cetățenii de acolo vor fi luați ostatici într-un fel. În momentul ăsta Republica Moldova este dependentă de România în materie de gaze sau de electricitate și atunci va trebui să oferi pentru acest cetățen, dar prin intermediul unui guvern care este un guvern practic dependent de Rusia. Și pur și simplu situația din zona va fi și mai rău destabilizată. De ce are nevoie Rusia de chestiunea asta? Pentru că ea construiește acolo un cap de pod cu care poate să facă șicane atât Ucrainei cât și, cât și României. Pentru că existența unor forțe rusești acolo va duce pur și simplu la lucrul ăsta. Acum apelul doamnei Sandu. Sigur, el este adresat tuturor țărilor civilizate și democratice pentru a susține Republica Moldova în perioada viitoare și pentru a încerca să păstreze puterea de acolo. E mult mai ușor pentru Rusia să acționeze în situația de sărăcie din Republica Moldova și de, practic, nevoi maxime ale populației care țin de lucruri de bază, căldură, energie, mâncare. Sigur că toate astea se pot roti împotriva unui guvern cum este cel al Maiei Sandu. Probabil că ăsta este și unul dintre motivele din cauza căruia a fost schimbat și guvernul Gavriliță, care îndeplinise mai multe jaloane pe drumul european a Republicii Moldova, dar Maia Sandu avea nevoie de o coalizare a forțelor moldovenești care să garanteze o păstrare a puterii în această, în această formulă, adică într-o formulă democratică. Sau cel puțin asta înțelegem noi de la distanță. În condițiile astea, chiar mă uitam că există și o declarație a lui... a lui Kadyrov, personajul ăsta ciudat care participă la război cecenul acesta, care spune că puterea de la Chișinău ar trebui răsturnată. Și există semnale foarte puternice din Ucraina către Moldova, da, și către parteneri, către aliați, care ar explica cum să face, cum să face lucrul ăsta. Există un oficial, un secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, echivalentul CSAT-ului de la noi, care spune că grupuri din Cecenia care au luptat împotriva Ucrainei încă din februarie 2022, acum
cum sunt salvatori în Turcia, dar ar putea fi trimiși în Moldova. Rusia vrea cu adevărat ca lucrurile să ia din nou foc acolo, este cu ajutorul Rusiei, astfel încât să existe acolo un punct de tensiune la care ar trebui să acordăm o atenție maximă, spune acest oficial ucrainean. Deci, probabil că în următoarele săptămâni vom vedea ceva încercări, sunt anunțate proteste pro-ruse, să spunem, la Chișinău și vedem unde ar putea să ducă aceste proteste. Dacă vor duce, într-adevăr, la răsturnarea guvernului sau dacă Maia Sandu va primi acel tip de ajutor extern care să o ajute să rămână în putere. O să vedem și ce declarații vin dinspre Europa civilizată și dinspre România în perioada următoare. Bănuiesc că acestea vor fi în favoarea, cu siguranță vor fi în favoarea actualei puteri de la Chișinău, dar trebuie găsite modalitățile practice pentru a opri această chestiune. Și aici vom fi foarte curioși. Seară un documentar ți-l recomand, Putin și președinții americani. E cumva un dezastru anunțat, știi, de ani de zile. Ți-l recomand. Da, chiar ți-l recomand. Mulțumesc. E un documentar senzațional. Or, pare cumva că se așează acolo lucruri într-un puzzle, știi? E puțin probabil pentru noi cei obișnuiți sau, mă rog, neobișnuiți cu ceea ce înseamnă politică externă să înțelegem exact ce se întâmplă, dar dacă urmărești documentarul ăsta, puzzle-ul puțin, știi, nu mai sunt 3500 de piese lipsă, mai sunt vreo 600 de piese lipsă. Da, ți-l recomand. Mulțumesc tare mult! Păi, ce să zicem, asta e, poate o să discutăm și la România în direct despre Moldova. Cred că ar trebui. Da, ne uităm la toate lucrurile importante din jurul nostru. Cătălin, ție mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.